numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi este Duminica tuturor Sfinților Români. Duminica trecută am observat, am cinstit pe toți Sfinții din toată lumea. Știu și neștiuți, astăzi îi cinstim pe cei de pe Pământul României. Fie că sunt din neam românesc, fie că sunt veniți din alte neamuri și aici și-au dat sfârșitul și aici s-au sfințit sau aici au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții. Sau aici au hotărât ca Sfintele lor moaște să ajungă după ce ei s-au proslăvit, după ce au devenit Sfinți. Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, nu este, bineînțeles, rânduită pentru Sfinții locali. Adică nu este o Evanghelie care să facă amintire de Sfinții unei țări anume. Ci Hristos a venit să aducă Evanghelia la toată lumea, dar totodată și la toate popoarele. Și de asta și Dumnezeu spune că la început a făcut popoare. Și chiar e o zicală care spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea și a împărțit pământul la popoare, fiecare din popoare și-a ales o zonă care s-au trezit mai devreme, s-au dus și au luat pământul mai frumos, care li s-a părut mai exotic, favorabil creșterii culturii, un fruct exotic deosebit, sau cocean, sau măț, sau... Și la sfârșit, așa cum știm că suntem învățați, a venit și poporul românesc. A venit și poporul român și a zis, Doamne, dar n-a venit și noi să ne dai pământ. Și a zis, pare rău, fiul, dar nu mai este pământ, că l-am împărțit deja pe tot. Doamne, nu ne lăsa. Suntem și noi poporul tău. Dă-ne și noi un pic. O palmă de pământ. Ce știi? Cum știi? Numai dă-ne și noi o palmă de pământ. Și atunci Dumnezeu se întoarce la Sfântul Petru și zice, ce zici, Petre? Le dăm pământul ăla al nostru? Ținut deoparte pentru noi? Și într-adevăr, România este o țară așezată ca o cetate. O cetate minunată și binecuvântată. Dar când au văzut celelalte popoare, au zis, Doamne, dar ei, dacă au venit la urmă, de ce le-ai dat cel mai frumos pământ? Ăla pe care l-a ținut pentru voi. Și Dumnezeu a zis, lasă, nu mă necăjiți, să vedeți ce politicieni le dau. Așa că, în orice este o compensație. Ei, sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră știați această vorbă. Dar se potrivește să o rostesc astăzi, Duminica Sfinților Români, pentru că n-avem doar o țară așezată ca o cetate. La fel sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți descrierea aceasta României precum o cetate și, într-adevăr, doar oceanul ne lipsește, că în rest avem absolut de toate. Avem Dunăre, avem fluviu, da? Avem delte. Pământ foarte mănos, biodiversitate pe locul 2 în lume, după insula Galapagos. Avem după aceea câmpii, un pământ extrem de mănos. Cel mai mănos pământ se află în zona Timișoarei. Se pare că ar mai fi și în Ucraina. Pământ atât de mănos și doar noi și ucrainii puteam să avem Ucraina să nu ținutul de sud al Rusiei, chiar dacă nu le place contra. Ucraina, asta înseamnă ținutul din margine de sud. Și noi eram cele două țări numite grânare Europei. Noi am pățit în 90 și am pățit în 89-90, acum pățesc ei. O să fie țara vândută pe nimic. Și peste vreo 20-30 de ani o să se plângă și ei că ce țară am avut și unde am ajuns, ca noi. Țara aceasta noastră nu este un pământ cu aspect termen lipsit de frumusețe, cum e Panonia. Mă întreb și eu dacă ungurii zic că Ardealul era pământul lor. Ce Doamne iar nu am putut să se așeze în Panonia? Adică, noi am fost primii aici. Bine, ați fost primii, dar ce căutați în Panonia?
dacă era, dacă e Transilvania, dacă e țara asta atât de superbă, cum să te stabilești într-o câmpie când ai țara atât de deosebită? Sigur că suntem, după orice dovezi posibile, chiar l-am observat pe Sfântul Niceta Remesiana, care a fost numit Apostolul Dacilor. Iar Apostolul Dacilor este prezentat ca propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu atât la nord de Dunăre, cât și la sud de Dunăre, deși în Bulgaria de astăzi, atât în zonele care privesc și o jumătate din Serbia de astăzi, și mai bine, zonele care privesc mare parte din Ucraina de astăzi, că știți că ne-au luat teritorii, și chiar și spre Moldova și spre Tiraspol. Deci România dacică, în care este numit Apostol al Dacilor, Niceta Remesiana, privește așa întindere. Și făceam descriere că avem Dunăre, avem deci fluviu, avem deltă, avem câmpii mănoase, și după aceea, în mod concentric, se vine către Poniș. Zone extrem de favorabile cultivării viței de vie și nu numai, și pomiculturii. După aceea se urcă spre zona de munte. Muntele de la noi este încă favorabil creșterii din destul de animale. Și nu numai. E mănos și pământul de munte. Și apoi, după munți, după crestele înalte, se coboară iarăși într-un podiș al Transilvaniei. După cercetători germani, leagănul indo-european, leagănul civilizației europene. Dar bineînțeles că noi trebuie să fim cenușă rasa și proștii Europei, să avem noi înșine despre noi o părere extrem de proastă, ca alții să vină să ne ia în țară pe nimic, ca noi să plecăm în străinătate. După Siria suntem țara cu cel mai mare număr de cetățeni plecați de aici. În Siria, în Ucraina, mă rog, sunt aplicații militare. Și tot au plecat de la noi mai mulți. Ăștia fără război ne-au izgonit mai mulți. Când un președinte zice, dacă nu-ți place în România, du-te în altă țară. Președintele tău. Că asta arată că suntem stăpâniți de neamul cazarilor, neamul întinat al cazarilor, care se dau de evrei, dar nu sunt evrei, și care au talentul de a stăpâni financiar lumea prin ipocrizie, imoralitate, abuz, lipsă de scrupule. Și astfel România ajunge să fie numită iarăși săraca țară bogată. Să nu uităm de Apus, care nu doar este pe locul 2 sau 3 în lume în rezervele de aur disponibile, dar sunt și o serie de metale extrem de rare, începând cu uran, cu molibde și cu alte metale care sunt foarte sau indispensabile, de fapt, pentru construirea tehnologiei moderne. Mai prețioasă decât aur, de cumpăr. Și țara aceasta trebuie să fie adusă în sapă de lemn, pe aceeași schemă cu care Africa, deși are poate cele mai multe resurse, ca și continent, este cea mai săracă. De ce? Pentru că niște înguibați, niște diavoli în formă de om, niște nenorociți din Occident, pentru a ține ziua de lucru cu un dolar pe zi, creează în Africa, acolo unde sunt corupți conducătorii, creează o sărăcie cumplită. Și asta se întâmplă și la noi și în multe, în special în Estul Europei, dar nu doar. Țara aceasta, deci, dragii mei, chiar dacă atât am fost învățați să o disprețuim sau să nu ne mândrim cu ea, să nu ne mândrim cu statutul de valahi, de daci, de români, chiar dacă nu mai știm să o apreciem, ea este Pământul lui Dumnezeu. Și alte neamuri pot spune asta și nu înseamnă că nu pot fi. Dar
Vă aduceți aminte de pilda cu cei de călugări care cu mare bucurie se duceau să sunt în munte ca să se călugărească acolo sau să se statornicească acolo. Și s-au întâlnit pe drum cu o doamnă înaltă, luminoasă. Și au întrebat unde plecați fiilor. Mergem la grădina Maicii Domnului, au spus ei. Spre Sfântul Munte. Unde mergem voi? La Sfântul Munte. Și a zis, stați aici, că și aici e grădina mea. Și România e grădina Maicii Domnului. Nu uitați să nu credeți că Papa de la Roma, Voitila, Ioan Paul al II-lea, când a venit în România și a genunchiat cu toată bătrâneța lui și a sărutat pământul, a făcut un gest de curtoazie ieftină față de noi. Nici vorbă. El, ca director general al Bibliotecii Vaticanului, a avut acces la multe informații și știe ce e cu țara asta. Știu mulți ce e cu țara asta. Că este cu totul deosebită. Dar dacă noi nu mai suntem capabili să o iubim, să o respectăm, să o păstrăm, să ne luptăm pentru ea. Dacă noi nu mai avem dragostea aceasta de a fi demn de chemarea de român, poate că protecția aceasta deosebită dată țării acestea dispare. Voi v-ați întrebat vreodată de ce o țară care a avut în toate granițele potrivnici. Vorba președintelui Iugoslaviei de vreodată. Singura graniță prietenă cu țara voastră e Marea Neagră. Cea cu Marea Neagră. Adică n-avem nicio țară care să ne fie cu adevărat prietenă. Luându-o de jur împrejur, de la Bulgar, urcând către Sârb, urcând către Unguri, continuând cu ucrainenii, continuând cu rușii, chiar și cu moldovenii. Noi n-am avut prietenie din partea nimănui. Mai mult am fost călcați de-a lungul timpului, de neamurile germanice, vizigoți, ostrogoți, acum și goții aceștia. Se pare că și au sorgini de tot dacii că God vine de la Jet, dar sunt teorii. După aceea au venit hunii, urmașii lor din Ungaria. Hungarii. Da. După aceea au venit slavii în secolul 7, după ce ăștia au fost în secolul 5, cu incursiuni barbare. Peste teritoriul țării noastre, peste dacilor. Să nu uităm de romani. După aceea au fost peste noi pecinești, avari, cumani. După ei au venit otomanii. După aia au venit grecii cu fanarul lor. După aia au venit rușii. Și totuși noi am stat în picioare, să nu uităm de austro-ungari, să nu uităm de turci, da, otomani. Polonezii au avut interese aici. Cine n-a avut? Cine n-a avut o bucată din țara asta? În condiții normale, noi trebuia să dispărem ca neam. Noi nu trebuia să mai existăm. Dar în ciuda acestui fapt, ne-am asemănat cu acel stejar care pe stâncă, fiind în bătaia vântului, cu cât a fost mai clătinat, cu atât și-au înfipt mai tare rădăcine. Știți că stejarul sau copacul de stâncă, cu cât îl bate vântul mai tare, cu atât algoritmul de supraviețuire dat lui de către Dumnezeu îl face să-și întindă rădăcinile mai adânc între stânci, să găsească firicele de pământ, să se hrănească și să reziste. Deci cu cât mai vădut de vânt, cu atât mai puternic și mai falnic. Așa și neamul nostru, chiar dacă astăzi noi nu mai avem o părere bună despre noi, desigur, tendința asta de astăzi, de banalizare a noastră, nu ne face cinste.
Eu personal, deși sunt un patriot și îmi iubesc țara, nu mai mult decât împărăția cerului, bineînțeles. Am fost în situații în care n-am vrut să recunosc că sunt român sau nu m-am băgat în seamă ca român sau mi-a fost rușine că sunt român, văzând într-o țară străină comportamentul unora din locuitori ai României. Mai îmi iau un loc până așa. Dar nu neapărat. Din păcate, au început să împrumute neamul nostru din limbajul, atitudinea și caracterul negativ a neamurilor cu care am mai conviețuit. Așa cum în America, rasa neagră nu zic că este rea. A ajuns să influențeze stilul de gândire și de vorbire și cultura poporului de acolo. Este de fapt o reglare de contră, pentru că atât țiganii de la noi, și eu spun cu toată dragostea față de ei și cu stimă, și considerația pentru greul pe care l-au dus în istorie, atât și afroamericanii din Statele Unite, au fost aduși ca să fie sclavi, să fie slugi. Și au fost omorâți fără drept de apel, au fost chinuiți fără drept de apel, au fost bătuți, au fost înfumetați fără drept de apel. Și nu s-ar fi gândit nimeni atunci că vor ajunge cumva ca în America negri să conducă, ca în România țigani să conducă. Și o spun constatând obiectiv o situație, o stare de fapt. Luați-o la noi cu o grămadă de porici, cine știe să nu dau nimic. Dar știm cu toți. Când la Băsescu, mai toți primari au fost țigani, primarii de București. Avem sânge de țigani, destul din destul în conducătorii țării. Și nu spun acuzându-i pe ei, ci spun doar că istoria își reglează conturile. I-am adus să-i chinuim, să-i facem sclav și ne conduc. Cine s-ar fi gândit atunci la ceea ce este acum? Vedeți că oricât ar fi tendința planului calergii de metisare a Europei, știți că, mă rog, mobila vorbitoare de la București, care ne conduce, a fost premiat cu planul Calerge. Unde a luat premiul pentru planul Calerge? Ăla credeți că s-a dat așa, hai să-i dăm și lui Iohannis un premiu? Nu, este piesă importantă în procesul de metisare a populației, de amestec, așa încât omul să nu mai aibă apartinență la un popor, la o cultură, la o civilizație, la o credință. Iar oamenii aceștia sunt cel mai ușor de stăpânit, de condus, de manipulat, de prostit, de înrobit. Este un plan. Nu v-ați întrebat ce au votat mii și mii de bărbați din zonele arabe, toți puternici, în puterea procreației, femei aproape deloc, infuzie de bărbați arabi în zonele unde cetățenii sunt mai spălăciți, așa, mai blonzi, mai diminuați, mai diluați. Pentru că se vrea metisarea populației. E un plan, e o discuție pe care n-are rost să lungim zonim acum. Dar am plecat, spunând cu acestea, am plecat de la ideea că noi suntem popoare lăsate de Dumnezeu pe pământ. Și deși Hristos este universal, El chiar își racolează, dacă vreți, și ea, își alege primii ucenici din țărâmul țării Galilei. Zona de nord, din Galileea, neamurilor. Pentru că acolo era un fel de Dobroge de la noi.
unde conviețuiesc o grămadă de popoare, de etnii și de credințe. Deci Hristos a venit să fie al tuturor. Însă fiecare popor are o construcție anume a lui, prin care îl caută pe Dumnezeu. A fost nu de mult aici Părintele Dionisie de la Grigoriu, care numai el singur a botezat 30.000 de copii în Africa. Și acolo a găsit un specific și s-a adaptat. De exemplu, venise o comisie de înalți prelați din Grecia și au fost primiți într-un popor din ăsta mai tribal din Africa, au făcut așa femeile, două coloane, îmbrăcate în ținuta lor, cu frunze, cu panglici pe ele și danțând și bățâind din toate alea. Așa au știut ei să-și arate respectul și dragostea conform tradițiilor. Așa au știut ei. Și deci, fiecare popor are un specific anume de manifestare. Dumnezeu ne-a creat așa. Această idee de pan-universalism, de metizare, de pierderea identității culturale și naționale, este o utopie, este lansată de întunecatul Marx, ajutat de Engels, pus în practică de Lenin, trăimea răului. Și el visează la o lume care nu are credințe, care nu are granițe, care nu are religie, deci care nu are o singură politică, o singură monedă. Asta a visat și Alexandru cel Mare, asta a visat și Napoleon, asta au visat mulți dintre împărații romani, asta a visat și Marx, asta a visat comunismul, asta a visat orice. Asta a visat și Hitler, și Stalin, toți au visat o lume, sau măcar o Europa sub cizma lor, oameni trași la indigo, supuși, întâi de toate supuși, executanți. Vedeți că vine în toamnă iarăși, tăvălugul vaccinurilor, nu fiți proști. Luptați-vă până la capăt. Nu sunteți vite. Nu sunteți vite să vă ducă la vaccinat. Nu sunteți căței de apartament să vă ducă la vaccinat. Ce sunteți animale? N-aveți demnitate voi. Stați, Doamne, în picioare. Chiar dacă o să vă zic că fețe bisericești. Și ei sunt constrânși. Și nu vreau eu să îi detalii. Slavă Domnului, ierarhul nostru este un om cu poziție fermă, clară, împotriva acestui fenomen. Nu mai fiți subiect de experiment pentru toți bolnavi mental din Europa. Fiți stăpâni pe voi și pe proprietățile voastre. Nimeni n-are dreptul să vă întrebe câte camere ai și ce ți-ai pus, ce termopan. N-are nimeni trebuie să dată în libertatea ta. Vin unii și zic, proștii, utimi. N-am nimic de ascuns. Păi prostul îți pierzi libertatea, intimitatea ta de om. În aceeași gândire au fost cei pe care astăzi îi cinstim ca sfinți, nu că au fost niște refractari față de autorități. Vedeți dumneavoastră primele trei secole de prigoană, unde cei mai mulți martiri au fost de aici, din neamul ăsta. De ce? Pentru că dacii când murea cineva se bucurau, când se năștea cineva plângeau. Mai găsiți în voi un pic din seba aia originală noastră de daci, în care moartea e o simplă trecere și o privești cu dispreț eventual. În care atunci când, de exemplu, când dacii vreau să afle ceva de la Zmolse, trebuiau să sacrifice un tânăr, nu un bătrân. Și se băteau care să fie aruncată în sulițe pentru a câștiga bunăvoința lui Zmolse ca
ca să dea profeție. Cum spun istoricii greci, se temeau daci doar de cer ca să nu cadă pe ei. Adică de nimic. Și noi acum vine unul halat alb cu un la tine și te sperii. Vai, mă exclude sensul social. Fiți domnule, stăpân pe viața voastră. Acești oameni, de exemplu, mințile întunecate, care au avut frâie de conducere când și când. La început, în primele 3 secole, alibiul de a omorâ pe creștini era că nu se supun autorităților. Adică, împărații romani se considerau încă din viață zei. Deci erau semi-zei. Iar ca la orice zeu trebuia să aduci ofrandă. Să tămâiezi sau să faci sacrificii. Și foarte mulți dintre creștini refuzau. Unii picau și se dădeau la idolatrie. Se repădeau de Hristos. Iar cei care refuzau să jertfească, spuneau ei, împărații, nu se supun împăratul. Sunt refractari autorității imperiale. Dar ăsta n-a dat ceva cu împăratul. El doar nu putea să aducă tămâie la un idol. Mai ales că era un împărat supus patinilor și trăia. Și îi spunea, Domnul, eu cinstesc și aduc tămâiere și cinste și rugăciune doar lui Hristos Dumnezeu. E împotriva împăratului. Decapitare. Chinuri. După aceea decapitare. Mai încolo, comuniștii au venit și au zis, bine că au fost mai multe prigoane, dar mai în vremurile noastre, comuniști au zis, pentru binele proletar. De ce? Erau unii săraci, unii bogați, cei mai mulți săraci, cei mai puțini bogați. Și au zis, luăm tot de la bogați, dăm la săraci și nu suportă consecințe. Dar nu era ținta ca să împartă. Că până la urmă, cei din aparatul de stat, tot extra, exorbitant de bogați, erau chiar și în comunism. Aveau saci de bani în casă. Și săracul tot sărac a rămas. Dar ideea era așa că trebuia să lucrească în Hristos, în ideologia creștină, în trăirea creștină. Aiud, Pitești, Jilava și toate celelalte închisori din țară, asta urmăreau. Spălarea creierului. Deposedarea omului de credința în Hristos și de convingere eventual politice. Antisistem. Acum vine ăștia și în numele ce? În numele sănătății. Vor să vă priveze de libertate și să suferim probabil niște consecințe. Dar ce dacă? Ori ești un om liber, puternic, demn de chemarea ta de om, ori ești un pisoi, un cățeluș de apartament, care ești dus repede la vaccinat, ca așa a zis stăpânul. Deci, nu știm dacă va fi o prigoană și directă pe biserici, pe mănăstiri, pe creștini. Nu este deloc expus. Se zice că Antichristul poate să fie întronat doar în ziua în care nu se va mai sluji liturghia pe pământ. O singură zi a lui. De asta o să vedeți că se închid, probabil o să ceară iarăși, închideți de biserică, de mănăstiri, să nu mai se slujească. Ținta este Hristos. De ce nu prigonește nimeni pe musulmani? Pe budiști. De ce ăștia sunt la asta? Ba din contră, musulmanii, nu ești de acord cu el, ți-a pus ceasul. Tic-tac. El fuge sau nu fuge. Dar se duce cu tine. De ce numai creștinii sunt prigoniți? Ce au cu Hristos? Ce au cu noi? Că până la urmă creștinul care respectă măcar în parte credința lui, caută să fie în pace cu toată lumea. Caută să aibă bunătate, să fie, să lucre, să scape de vici. De ce numai creștinii? Pentru că Hristos este adevăratul Dumnezeu. Ca să știți. Diavolul de aia și-a luat colții.
la creștini, nu la alte neamuri și credințe. Dragii mei, Hristos îi cheamă la apostolat, mai întâi pe Petru și pe Andrei, cei doi frați. După aceea, mergând mai încolo, îi cheamă și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei. Ne se prezintă cumva că în aceea zi îi cheamă și pe cei primii patru apostoli din cei 12. În mod cert, ei s-au mai întâlnit cu Hristos, toți patru au fost mai întâi ucenici lui Ioan, Botezătorul. Ioan Botezătorul l-a arătat pe Hristos ca Mesia și încet, încet, toți ucenicii lui Ioan s-au dus către Hristos. Că ce zice? Vremea este ca eu să mă micșorez și acela să se mărească. De-aia Sfântul, nașterea Sfântului Ioan este așezată în cea mai lungă zi din an, pentru că după 24 ziua scade. Și de-aia Hristos este așezat în cea mai scurtă zi din an, că după aceea ziua capătă putere, ajungând de Paște să fie mai mare ziua decât Domnul. Și acești patru îl mai întâlniseră pe Hristos. De exemplu, ne spune că Sfântul Andrei este întâiul chemat. Deci aici vedem că îl cheamă pe Petru și după aceea pe Andrei. Dar pentru că se întâlnise deja Andrei și s-a dus și a zis la apostol, veniți că l-am găsit pe acela despre care se spune că este Mesia. Veniți și voi să-l vedeți. Ei, astăzi, Hristos îi cheamă propriu-zis la demnitatea de apostol, de pescar de oameni. Și înțelegem că pe calea aceasta de slujire trebuie să ai chemare, nu doar că este tatăl sau bunicul preot și trebuie să te faci și tu să preiei biserica, deși tu n-ai dragoste, nu e condamnat. Poate n-ai chemarea spre preoție. Și este rău când sunt aruncați cu forța tineri în seminar, în facultate, ca apoi să ajungă preoți. Deși am întâlnit preoți care au zis, mi-aș fi dorit tare mult să fiu ceva, aviator, cântăreț, dar a insistat taică. Sau bunică. Sau cine a insistat. Așa că, pentru că calea aceasta trebuie să ai chemare. Și chemarea când o ai, trebuie să o faci dintr-o dată. Poți să ai chemare spre preoție. Poți să ai chemare spre călugărie. Este extraordinar de dificil sau de greu de crezut că un tânăr poate să aibă chemare spre călugărie la vreo întâmplări. E drept, sunt unii care vin din decepție. L-a părăsit iubita și se duce și la mănăstire să facă un gest teatral. Ăia nu rezistă. Ăia stau până la prășit cel mult, nu până la sfârșit. Ăia n-au zile în mănăstire. După un timp, totul îi se pare greu, dificil. A, vei credeam că e mai ușor aici. Nu, e mai greu mănăstire. Mănăstire e mai greu. Și vedem că atunci când te cheamă Dumnezeu, trebuie să te duci și să iubești calea chemării. Mai mult decât pe orice și pe oricine. De-aia a zis Hristos, cine iubește pe tată sau pe mamă, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Deci trebuie să răspunzi chemării și să răspunzi pe data. Să răspunzi talentului tău. Aici vorbim, bineînțeles, de slujire, în călugărie sau preoție sau arhierie. Dar chiar orice vocație pe care o are omul este o chemare. Invocare de aici, vocație. Iubiți credincioși, țara noastră, de la bun început, s-a născut creștină. Știți povestea cu contopirea dacilor, cu romanii? Dacii au fost prea puțin influențați de romani, dacii nu vorbeau altă limbă decât latina vulgară, adică apoporeană. Conform studiilor din Vatican, care ascund multe alte taine, romanii se trăgeau din daci, așa cum spune Traian către Deceva. Și de asta noi, ca români, putem să înțelegem și pe francezi, și pe spanioli, și pe italieni,
ei vrei nu se înțeleg. Noi înțelegem într-o oarecare măsură pe toți, inclusiv în portugheză și acolo e mai dificil din cauza accentului. Și... acum, dacă spunem că s-au format poporul român din contopirea celor două popoare, este greșit, aș zice, din influența poporului latin, poporului roman. Influența strategică, militară, culturală, prea puțină, au stat 170 de ani pe nici 15% din teritoriul țării. N-aveau cum să influențeze o întreagă civilizație. Dar s-a luat și de acolo. Și cei mai mulți martiri din început au fost în special de sorginte. D'accord? Tracă? Pentru că v-am zis, priveau moartea cu multă serenitate pentru ei, faptul că erau decapitați sau feriți pentru Dumnezeul lor. Era o chestie așa, vezi că o să te omor, orice bine. Asta era atitudinea. Și de asta cei mai mulți dintre sfinții noștri din început sunt martiri. Avem o pleiadă de ierarhi extrem de erudiți care au făcut, au schimbat cursul bisericii în perioada lor, secolul 4-5. Avem pe Teotim Bretanion, pe Efrem de la Tomis, pe Niceta Remesiană, de care v-am zis, este același cu Nichita Remesiană. Avem după aceea pe cuvioșii Ioan Casian și German, care au dus monahismul apus în Marsilia. Avem după aceea pe martiri, Zodica, Etat, Edita, Masie. Avem pe cei de la Astion și Picte de la Falminis. Avem o grămadă de mărturisitori din primele 3-4 veacuri. Dar biserica are o continuitate, deși o perioadă din anii 5-600 până spre 1300, pentru că și armata romană, retrecându-se de acolo, au venit și ei cu gradul lor de civilizație și organizare. Și biserica inclusiv, pentru că era organizată pe structura Imperiului Bizantin, biserica în timp, pierzându-și elementul central de organizare, și-a pierdut și ea organizarea, luciditatea de organizare. Am fost ajutați în timp de bulgari care în 960 iau și ei creștinismul, de ruși care în 988, 998 iau și ei creștinismul. Vedeți, noi n-am fost încredințați din ordinul unui împărat sau unui țar. Noi ne-am născut creștini. Dar biserica a avut și ea sinusoidală aici, căderea ei. Și abia spre 1200, când Basarab I Demetoru vine și reorganizează țara românească și apoi biserica. De atunci începe iară să apară mărturii. Hodoș Bodrog este de la 1200-1300 mănăstire, cea mai veche. Râmețu și sunt multe altele. O să înșir așa câțiva dintre sfinții noștri. Începem cu ierarhii și din greci. Au fost foarte mulți dintre ierarhii greci de la Constantinopol, divizați, au venit și s-au localizat în România. Au retemeiat biserica pe etape, dar ei au ales după aceea să moară în scaunul de arhierie în România. Atanasie Patelar este unul dintre ei. Dar să mergem la noștri, v-am zis de Bretanion, de Teotim, de Efrem, de Niceta, de după aceea Irineu, de Sirmium, Iachim de la Vicina, Antimiviranu. Antimiviranu, deși este georgian, a schimbat cursul istoriei bisericii noastre românești. El este cel care introduce limba română modernă, contemporană în biserică. Trec foarte repede ca să nu vă mai zic mult, că ar fi mai multe de discutat, dar închei repejor. Grigorie Dascălu, Varlam și Dosoftei, Teodosie de la Vraze, Moldova, Iosif și Nodola, Patoș și Banat. Gerasie la Râmeți, Ilie Iure și Sava Brancovi, Simeon Ștefan, aici în Transilvania, care alături de
Țăranii români și preoți români au luptat pentru a scăpa de jugul catolic și calvin. Dar ce spun că au luptat? Au fost închiși, au fost bătuți, au fost omorâți doar pentru că erau ortodoxi și români. Apoi să nu uităm de Marele Andrei Șaguna, care era de neam macedo-român, de la Mișconț din Ungaria și care în Transilvania devine un apostol al educației și al bisericii. Întemeiază 900 de școli. Cred că el a avut un rol covârșitor în păstrarea românismului în Transilvania. De lângă alte multe biserici, Marele Liceu este izvorul academicienilor din zona noastră, Liceul Andrei Șaguna. Apoi, Petru Movilă, care se duce și pune o amprentă extraordinar de importantă în viața Chievului, pe atunci Rusia Chieveană. Leon de la Rădăuț, Ioan de la Râșca și Seco, ăștia mai contemporan, Bahomen de la Glevin, Calvin de la Cerniga, mare sfânt din țara românească, din București. Apoi, aducem aminte de mucenicii dintr-un început și pe lângă Aspion și Pictești, este Nichita și Sava, sunt cei de la Buzău, Chiril, Chindeu, Tase de la Cernavână, Macrobie, Gordian, Heli, Lucian, Barăian de la Domnița Anastasia, Claudiu Castro, Sempronian, Quintilian, Dadas din Ozovia, Armin, Stratonim, Montano, Sfântul Maxima din Singidunum, Hermes și Lup, Serghe, Ioan, Valahul și Oprea. Vedeți că mulți dintre ei, pe mulți nu-i cunoașteți. Așa e că auziți acum prima oară de ei. Și sunt Sfinții Neamului nostru din început. Ce arată asta? Că nu știm să ne iubim înaintașii și țara. Avem evlavie la Sfinți din alte zone, din Grecia, din locurile sfinte și e bine. Cum să nu fie bine? Dar Sfinții noștri nu-i cunoaștem. E și vina noastră a preoților și vina neimplicării tuturor cu noi. Sfinții cei mai vechi cunoscuți de pe teritoriul țării noastre sunt Sfinții Montanus, preotul și Maxima soție. Cine știe de ei? Cine e vechi? Alături de Zorbica, Etalca, Mase și Filipos de la Nicuriță. Ii avem, bineînțeles, pe mari domnitori, Constantin Brâncoveanu, Ștefan cel Mare, Neagoe, Basarab, mama Sfântului Mihai Teofană. Este propus și Mihai pe cauza de canonizare. Avem pe minunatele sfinte, Filodea și Tatiana de la Craiova, Filodea de la Curtea de Arce, Tatiana de la Craiova, Parascheva de la Iași, Dimitrie, care era de neam român, de dincolo de Dunăre. Dimitrie Basarabou. Câți nu mai sunt dintre Sfinții Cuvioși, că vedeți, iubirea asta de Dumnezeu a fost dovedită și prin martiriu, dar și prin viață curioasă. Grigore de Capolin, Dimitrie cel Nonicon, din ce Sfinții de la Tismana, Daniel Sihastru, Ioan de la Prislov, Simeon de la Filohie, Bânderaz, Iosif și Chiriac de la Biserica Rafel și Partene de la Gaba Veche, Antonie de la Ezru Vâlci, Visarion Sufrune de la Alba Iulian, Paisii de la Băiana Mărului, Onufle de la Voronova, de la Voron, Antipa de la Calabodești, Viori de la Cernica și Căldărușac, Iosif de la Bărat, Fionic și Onor de la Moșcel, Ierodion de la Laiș, Teodora de la Sintra, Parascheva de la Ea și câți alți sfinți ar fi meritat ca pentru fiecare pleiadă de ierarhi, de mucenici, de cuvioși, să stăm, să-i analizăm, să-i vorbim. Dar timpul este prea scurt și deja v-am ținut destul. Așa că, dragii mei, să aveți în vedere că suntem urmași de cea mai înaltă chemare. Suntem un popor cu totul deosebit. Suntem un popor minunat, supraviețuim prin absolută minune. La întretăirea tuturor interese strategice, economice, culturale, religioase. Noi, în loc să pierim, ne-am făcut și mai amplu și diversificat orul, tradiția, credința, una. Asta înseamnă tricolorul țării noastre, albastru, dorul de cer. Galben este pământul mănos, holdele de grâu.
rușuie să sângele martirilor, toți oamenii au murit și că nu să avem o țară și o credință. Și toate aceste trei culori sunt ținute la o laică, printr-un stâlp credința în Dumnezeu, în genere biserica, și a fost totdeauna aproape de popor, mai iubită, mai purită, mai devăgată în seacă, mai distrăstuită, mai apreciată. Așa că spunem și astăzi, la Sfântul Mie, că Sfinții, rogând